A hotărât oare Dumnezeu înainte din temerea lumii ca unii oameni să se ducă în iad? Sau cu alte cuvinte, a predeterminat, a predestinat Dumnezeu înainte din temerea lumii ca unii oameni să se ducă în iad? Întâi de toate este important să lămurim conceptele, să definim conceptele și abia apoi să dăm răspuns la o asemenea întrebare care este foarte importantă. Dacă cineva prin predeterminat sau predestinat se referă la faptul că lui Dumnezeu i-a făcut plăcere, fără niciun fel de motiv, să trimită niște oameni în iad, atunci răspunsul este că nu, Dumnezeu nu a predeterminat pe nimeni să se ducă în iad. Este o aberație și este aproape diabolic să spui că lui Dumnezeu îi face plăcere să trimită pur și simplu oameni în iad, fără niciun fel de motiv. Dacă pe de altă parte, prin predestinat la iad, te referi la faptul că Dumnezeu, fără niciun fel de motiv, a hotărât ca anumiți oameni să se ducă în iad, iarăși ești greșit pentru că Dumnezeu nu face niciun lucru fără motiv. Însă, dacă prin predestinat la iad sau hotărât la iad sau predeterminat la iad înțelegi faptul că Dumnezeu din veșnicie a știut care sunt oamenii aceia care vor trăi în păcat și vor continua în păcat și vor muri în păcat și în necredință și pe baza faptului că a știut acest lucru că ei vor trăi în necredință și în păcat, a hotărât ca ei, datorită păcatelor lor, să se ducă în iad, într-adevăr, Scriptura ne arată că este consecventă o asemenea gândire. Cu alte cuvinte, Dumnezeu știind din veșnicie că X va trăi în păcat, va muri în păcat și necredință, El a hotărât din veșnicie ca pe baza necredinței sale și pe baza păcatului său să fie condamnat la iad. Dacă prin asta înțelegem predestinat, predeterminat, hotărât la iad, atunci da, este consecvent cu întreaga învățătura Sfintelor Scripturi, este consecvent cu natura lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să trimită oamenii în iad pe baza necredinței și păcatului în care ei au murit și au rămas.